Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții în localitatea bistrițeană Telciu. Percheziții au loc și aici, la sediul ocolului Silvic Telciu. Garda forestieră a descoperit că în pădurile administrate de pădurare acestui ocol silvic, peste 800 de arbori au fost tăiați ilegal, dar și alte nereguli, prejudiciul calculat fiind de aproximativ o jumătate de milion de lei. Controlele au început în luna mai, când Garda Forestieră a primit sesizări de la cetățeni că în pădurile comunale din Telciu se fac tăieri ilegale. În urma controlelor au ieșit la iveală mai multe nereguli. Cetățenii din Telciu speră că tăierea abuzivă a pădurii va înceta și responsabilii vor fi trași la răspundere. Aici am venit 5 mascați, cum o trebuie să deschidă de mult. Nu sesizați de noi cetățenii comunei Telciu, de a face petiții la minister, la atât, la furturile care s-au făcut în pădurea comunei Telciu, la ocolul Silvic Telciu. În final, văd că și-a făcut datoria toți. Am făcut o petiție în numele cetățenilor, să vedem dacă cum s-au gestionat pădurile în ultimii 20 de ani. De aici a fost o, cum să zic, o mafie de... s-o fura ca în codru. Nu i-o căta nimeni, au făcut și-o brutei, nu s-o chemuie nimeni. Până acum ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acum de obiniță. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița Năsăud, Biroul pentru Combaterea Delictelor Silvice, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, au efectuat 25 de percheziții la sediile unor operatori economici, sediul unui ocol silvic, precum și la persoane fizice, bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, fals intelectual și uz de fals. Primarul comunei Telciu se arată mirat de cele descoperite de Garda Forestieră. Mai mult, acesta admite că, deși este comuna care are cea mai mare întindere de pădure comunală din România, a avut probleme cu asigurarea lemnului de foc pentru populație. Iați de ce se petrece în pădure? De unde? Acum, în pădure, speculații sunt și... Eu chiar am afirmat că aș vrea să văd finalitatea acestor controle, că se fac controle de circa o jumătate de an în comuna noastră și probabil că acum aș ajunge undeva într-o zonă de finalitate. Așteptăm, un raport există. Așteptăm să vedem, într-adevăr nu a fost transmis Consiliul Local și așteptăm să vedem și noi. Am luat cunoștință de el, am văzut despre ce este vorba, dar așteptăm acum cu interes să văd cum evoluează lucrurile. Ocolul silvic comunal Telciu a fost înființat în urmă cu 2 decenii cu serviciu în cadrul primăriei Telciu. De 12 ani funcționează ca regie autonomă de interes local și administrează pădurile comunei Telciu. Prestează și servicii de pază pentru persoane fizice și juridice și are în gestiune 3 fonduri de vânătoare.